În sala mare a Ateneului Român au conferențiat ieri seară părintele conferențiar Constantin Necula și scriitorul Mihail Neamțu. Evenimentul s-a desfășurat sub forma unui dialog cu tema Crăciun în Europa Cristiană. Evenimentul de aseară s-a desfășurat sub egida conferințelor Ateneului Român. În cadrul dialogului, părintele conferențiar Constantin Necula și scriitorul Mihail Neamțu au vorbit despre semnificația Crăciunului într-o Europa creștină și au dezbătut actualitatea narațiunilor biblice despre păstori, magi, temutul Irod, Fecioara Maria și pruncul Iisus. În această seară încercăm să rezolvăm un mister. Deși creștinismul s-a născut în Betlehem, deși creștinismul e fundamental o religie orientală, deși creștinismul în multe secole la rândul s-a fixat pe o geografie în jurul Ierusalimului și apoi încet încet a pătruns prin Pavel Apostolul și ceilalți spre Roma, totuși creștinismul a ajuns să fie îmbrățișat de întreaga Europa abia după 1000 de ani, propriu zis. Stăm deci în această tensiune acestei seri care ne spune că această credință a noastră universală e deopotrivă occidentală și orientală. E cerească și pământească mai întâi. E ceea ce am pierdut din vedere, cred eu că am pierdut din vedere în ultima vreme. E frumos Crăciunul cu toate cele, dar e despre Hristos. La finalul dialogului, grupul Psaltic Tronos a susținut un concert de colinde. Aleluile, Doamne, noaptea asta m-am gândit să așa. Să trimiți un înger tânăr și fără.